Clericii din protopopiatele Vălenii de Munte și Câmpina au participat astăzi la conferința pastoral-misionară de toamnă din Arhiepiscopia Bucureștilor. În cadrul întâlnirii au fost prezentate aspecte mai puțin cunoscute din viața și activitatea tipografică a Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul. Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Vălenii de Munte. La slujba au participat preoți din cele două protopopiate, dar și credincioși. Clericii s-au reunit în sala Centrului Cultural Nicolae Iorga din oraș. În deschiderea sesiunii, ierarhul a citit cuvântul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul Sfintei Liturghii am adus și rugăciuni de mulțumire pentru clericii, monahii și credincioșii Arhiepiscopiei Bucureștilor și pentru participanții la această conferință preoțească în care ne aducem aminte din nou de lucrarea minunată a Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanu. Slujitorii bisericii au multe de învățat de la el, din râvna lui față de Sfânta Liturghie și față de cărțile pe care trebuie să le aibă preoții atunci când slujesc cele sfinte, mai ales că în urmă cu 300 de ani aceste cărți se procurau foarte greu. Dragostea lui față de tipar, dragostea față de cuvintele Scripturii, dragostea lui pentru pictură, pentru arhitectură, pentru sculptură și mai ales, mai presus decât acestea, dragostea lui față de Dumnezeu, sunt modele pentru slujitorii bisericii din toate timpurile. În cadrul conferinței au fost susținute trei referate care au prezentat aspecte mai puțin cunoscute din viața și activitatea Sfântului Antimi Vireanul. Cei doi invitați au fost Părintele Arhimandrit Mihail Stanciu de la Mănăstirea Antim și Părintele Nicolae Dascălu, directorul publicațiilor Lumina. Pentru preoții Protoierii Vălenii de Munte, Sfântul Ierarh Martir Vireanul reprezintă îmbinarea deosebită pe care Sfântul Ierarh Martir a făcut-o între cult și cultură, știind că pe lângă slujire Sfântul Ierarh a fost cel care a inițiat tiparul și tipăritura de cărți în limba română. Și am făcut această legătură cu Vălenii de Munte pentru că și aici marele om de cultură, Nicolae Iorga, a inițiat o tipografie și a ridicat din punct de vedere cultural zona Vălenii de Munte. Sfântul Ierarh Antim Ivireanu reprezintă un îndemn și un model pentru toți slujitorii Sfintelor Altare, pentru creștini, pentru toată suflarea creștinească. Conferința s-a încheiat cu vizionarea filmului Sfântul Antimi Vireanul, fiul al Georgiei și părinte al țării românești, realizat de televiziunea Trinitas TV a Patriarhiei Române.